chestia asta, atenție. Da. Avansarea acestui război și uzura lui, doamnelor și domnilor, presupune niște riscuri pentru Republica Moldova și pentru România. Pentru că, nu-i așa, încă suntem în preajma acestui eveniment extrem de trist, un an de zile de la debutul războiului. Am încercat să îi întrebăm și să le luăm opinia celor mai buni specialiști în domeniu. L-am întrebat pe George Scutaru, CEO la New Strategy Center, care sunt pericolele pentru România, pentru Republica Moldova, în cazul în care Rusia va avea un avantaj militar vizibil în acest război. George Scutaru, CEO New Strategy Center. În primul rând, este cea mai gravă criză de securitate care afectează continentul european și pune la încercare NATO și Uniunea Europeană. Este un război aflat în proximitatea granițelor României. Partea bună este că Ucraina a rezistat. Să ne aducem aminte că la câteva zile după începerea invaziei, foarte mulți dintre analiști așteptau să ne confruntăm cu o cădere rapidă a frontului ucrainean și cu ocuparea Kievului. Din fericire, în primul rând este vorba de curajul armatei ucrainene, dar și de trainingul de care a beneficiat, de instructajul de care a beneficiat începând din 2015 după căderea Crimeei din partea Statelor Unite și altor state NATO. Și lucrul acesta s-a văzut în teren. În al doilea rând este vorba de o solidaritate imensă de care Occidentul a dat dovadă, de care toate statele democratice au dat dovadă pentru a sprijini Ucraina. În acest moment putem trage câteva lecții, putem avea câteva lecții învățate, putem trage câteva concluzii. În primul rând vorbim despre un război oarecum atipic. Este o îmbinare de armament nou și vechi, de armament de înaltă precizie, de drone, este folosirea masivă a dronelor, dar și folosirea armamentului de generație 70, 80, 90, mai ales de către Federația Rusă. O să vedem ce s-a întâmplat cu ofensiva de vară a Ucrainei. Fie vom avea un război care va avea un succes al Ucrainei spre luna august-septembrie, când Ucraina va putea să taie cel pot terestru dintre Donbas și Crimea, fiindcă singura mare realizare a Rusiei este crearea acelui pot terestru. Dacă Ucraina va reuși să taie accesul la Crimea, următorul pas va fi lichidarea legăturii prin podul Kerch. Au mai făcut-o odată, printr-un act de sabotaj, o mai pot face și mai ales dacă vor primi muniție cu bătaie mai lungă pentru rachetele HIMARS. În acel moment, Crimea va fi, practic, lipsită de posibilitate de a fi aprovizionată decât pe mare și vedem foarte clar că flota rusă este vulnerabilă, sunt rachete Harpoon, crucișătorul Moskva a putut fi scufundat, alte nave rusești au putut fi scufundate cu rachetele trimise de Occident și rachetele Neptun de proveniență ucraineană, astfel încât va fi foarte greu să faci reaprovizionarea Crimeei. Care ar fi prima măsură pe care România, ca stat aliat, va trebui să o ia în perspectiva prelungirii acestui conflict la frontierele sale? În primul rând, cum ne pregătim noi, depinde foarte mult și ce punem la dispoziție pentru întărirea NATO pe această zonă. Da? Noi găzduim trupe. Noi, în primul rând, trebuie să investim mai mult pentru ceea ce înseamnă host nation support. Pentru ceea ce ține ca și națiune gazdă să faci pentru trupele care îți vin. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că avem o mare vulnerabilitate în domeniul naval. Din păcate, și aici este vina noastră, în primul rând, avem proceduri care au durat prea mult și n-am reușit să luăm niște nave capabile să fie un instrument real de descurajare. Ne mai confruntăm cu o situație. Marea Neagră este o mare închisă cu o legislație specială. Este vorba de Convenția de la Montreux. Turcia a pus în aplicare prevederile convenției și în acest moment Marea Neagră este o mare închisă. Nu mai vin nave NATO din afară. Haideți să ne gândim ce se va întâmpla dacă ne vom confrunta cu un război care va avea suișuri și coborâșuri, da? Va avea momente înghețate, va avea momente cu activitate pe front, dar Marea Neagră va rămâne închisă. Adică nu vom avea 5-6 ani nave NATO în Marea Neagră. Deci cred că prima dată ar trebui să accelerăm procedurile pentru ceea ce înseamnă capabilitățile navale. În mod special și în mod general, domnule Tudor, trebuie să schimbăm legislația. Noi avem legislație de pace. Noi trăim sub imperiul unei crize de securitate în vecinătatea noastră. Și trebuie legislația privind înzestrarea militară exact. Este absolut păcătoasă în România. Exact. Trebuie să accelerăm procedurile. Astfel încât armata să beneficieze, să beneficieze de o procedură mult mai rapidă. Nu este suficient să ai bani. În acest moment există o presiune enormă pe mari producători de armamente.
aștepți un an, doi, până îți vin produsele pentru care ai semnat contractul. Dar dacă mai durează încă un an, doi, licitația și toate mecanismele legale, te sabotezi singur. Exact, nu faci decât să prelungești un calendar care și așa e supus presiunii. Așadar, ar trebui să schimbăm legislația privind achizițiile militare în primul și în primul rând și să ne concentrăm pe întărirea celor forțe, categorii de forțe care sunt vulnerabile într-un context complicat. Cred că domeniul naval și, în primul rând, să investim mai mult în ceea ce înseamnă un exemplu, nu spun neapărat că ar fi prioritatea zero, forțele speciale. În al treilea rând, deși legislație, întărirea unor capabilități, este vorba de continuarea sprijinului pentru Republica Moldova. Dacă în Ucraina avem un război kinetic, un război la scară largă, în Moldova avem un război la scară largă din punct de vedere hibrid. Și Rusia va face totul pentru a destabiliza Moldova. Din rațiuni istorice, din rațiuni bineînțelese pentru România, noi trebuie să susținem Republica Moldova în continuare, astfel încât rușii să nu o destabilizeze.